primei cu tot respectul vă invit să ne ridicăm în picioare și pentru momentele care ne-au rămas aș vrea să prețuim cuvântul pe care Dumnezeu îl va împărtăși în seara aceasta și vreau cu toată responsabilitatea și cu toată atenția să dăm glăsuire unui cuvânt poate extrem de familiar, este un cuvânt din Noul Testament, mai exact în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 14, inclusiv. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12, inclusiv. Pagina în Sfintele Scripturi este 963, pentru cei începători. Haideți să ascultăm cu luarea minte la Cuvântul lui Dumnezeu. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce i-au spart, au bogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocul lui: Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, ce poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Tatăl Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai despre? A zice slăbănocului: păcatele sunt iertate. Ori a zice: scoală-te, ridică spatul și umblă. Dacă să știți că Fiul Omului are puterea pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănocului: scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănocul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Tată iubit din cer, în numele acelea pe care, Doamne, Tu nu-L poți refuza, Iisus Hristos, Fiul Tău, vii să cer binecuvântarea Ta, Doamne, peste acest cuvânt și Tu, Doamne, seara aceasta să vorbești fiecăruia dintre noi. Mă aștept cu umilință în spatele crucii Tale, Doamne, și vreau să las în Duhul Tău cel Sfânt să vorbească potrivit nevoii fiecăruia dintre noi care a venit în seara aceasta în casa Ta. Amin. Un pas cu mine. Dragii mei, sunt un pic emoționat pentru că Dumnezeu a rânduit și a dat harul în mod neprevăzut pentru mine personal, ca după 2 decenii să am ocazia să slujesc alături de unul din colegii mei care am petrecut poate cei mai frumoși ani din viața mea. Este vorba de fratele Daniel Martin, căruia Dumnezeu a făcut o chemare specială și mă rog ca Dumnezeu să-L binecuvânteze. Mă bucur că are o credință contagioasă, atât de contagioasă încât văd acest număr frumos de tine care s-au alipit și împreună au format o echipă pentru a putea să fie revelați, relevanți într-o lume, să zic, permisivă, într-o lume păcătoasă, într-o lume pervertită, așa cum frățiorii au venit cu cauzele de rugăciune, vorba despre familia aceea care cu toții cred că simțim durerea aceasta, ceea ce se întâmplă astăzi în societatea noastră, nu doar aici, ci pretutinde. Și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat harul ca în seara aceasta să vă slujesc. Privesc cu multă bucurie și cu multă prețuire la fiecare dintre voi, pentru că sunteți tineri, sunteți cei mai mulți de vârsta mea. Și am dincolo de acest sentiment de bucurie, am și un sentiment de tristețe și poate chiar de mânie, cu ghilimele de rigoare. Și anume că primim cu durere asupra clasei, încă clasei politice care nu știu să exploateze la maxim
Tineri atât de valoroși și atât de prețioși cum sunteți voi în seara aceasta. Îmi pare foarte rău și trebuie să ne rugăm pentru politicienii noștri ca Dumnezeu să aducă o trezire pentru națiunea noastră. Mă gândeam câte lucruri minunate ar fi putut face noi în țara noastră. Mă rog înaintea lui Dumnezeu pentru România, continuăm să ne rugăm pentru Anglia, dacă Dumnezeu ne-a așterut și ne-a așezat aici. Dumnezeu să lase binecuvântarea de potrivă și peste această națiune, mijlocul căruia trăim, dar și peste țara noastră, la care ne gândim probabil că fiecare zi la cei dragi acolo care stau poate într-o viață plină de privațiuni, de neîmplinit. Dar vă rog ca dincolo de toate aceste limite, Dumnezeu să le poartă de grijă așa cum mai ești să facă tare. Stăm pentru câteva momente în fața unui cuvânt. Vreau să vă spun că am venit aici, vreau câteva cuvinte să vă spun despre mine, într-o împrejurare în care singur vreau să vă spun, n-am anticipat, nu mă gândeam probabil că câteva luni sau un an de zile cam să fiu aici. După ce am terminat școala, m-am căsătorit, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii, avem copii mari, fetița cea mare are peste 18 ani, intrată 19 ani și vreme de probabil 18 ani am slujit ca și slujitor în plantare de biserici. Vreau să vă spun că e o sferă nu prea de dorit pentru mulți slujitori, vă spun asta cu să zic din punere critic, însă vreau să vă spun, e un loc în care simți poate mai mult ca oriunde în altă parte lupta și războiul spiritual pe care diavolul exercită asupra bisericii și asupra lucrării lui Dumnezeu în general, pentru expansiunea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că sunt două instituții sacre create de Dumnezeu, împotriva cărora diavolul luptă cu mare putere. Prima este familia, și am văzut în seara aceasta un exemplu și pentru cel care, pentru ceea ce ne-a rugat. Dar să nu uităm că biserica rămâne în continuare în atenția diavolului atâta vreme cât Dumnezeu va ține pe pământul acesta. De aceea avem un motiv în plus în seara aceasta să rămânem într-o dependență de Dumnezeu în toate circunstanțele vieții noastre, atât la nivel de familie, de comunitate, cât și de biserică, ca împărăția lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vinerii se meleaguri locuiesc într-o zonă extrem de izolată. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă, chiar când eram în ultimul an de facultate, m-am rugat și am zis, Doamne, dorința mea este să ajung misionar al Indiei. Asta a fost dorința mea. Dumnezeu, sigur, s-a uitat la dorința inimii mele și a zis, ok, Iulian, foarte bine, am ținut cont de ceea ce îmi spui, dar știi cum e? Pentru început, ce ar fi să mergi tu la indienii din România? Oricum, culoarea te ajută și ar fi bine să începi acolo lucrarea. Și vreau să vă spun, nu știu cât am reușit eu să fac prin această comunitate de rău, dar le-am și spus după ani de zile de slujire, băi, nu știu ce am reușit eu să fac din voi, dar vreau să vă spun ce ați făcut voi din mine. Un lucru sigur pe care vi-l pot spune este că voi m-ați condus pe căile răbdării și m-ați șlefuit așa cum poate că niciun atelier din lumea aceasta nu ar fi putut face, nicio școală. Și îi dau slavă lui Dumnezeu. Primul lucru care Dumnezeu l-a făcut este să mă trimeată într-o zonă extrem de izolată, în pustie. Ani de zile am gândit înaintea lui Dumnezeu, ca mai apoi să-mi dau seama că viața tuturor slujitorilor lui Dumnezeu în Scriptură a început cu pustia. Toți slujitorii care încearcă să sară peste această lecție, vreau să vă spun că au repercusiuni serioase în timpul slujirii lor. Vă aduceți aminte, Moise a început slujirea unde? La casa lui Faraon. Doamne, slujirea știți unde a început-o? În pustie. Dacă ne uităm Moise, dacă ne uităm Ioan, vă aduceți aminte unde a slujit? Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu l-a chemat în pustie. Vreau să vă spun că de pustie nici măcar Fiul lui Dumnezeu n-a scăpat. E adevărat? Unde și-a început Dumnezeu lucrarea? Vă aduceți aminte? În pustie. Acolo Dumnezeu l-a întărit și a investit ceea ce și a făcut ceea ce avea de făcut în continuare cu el. Dragii mei, am avut niște experiențe, sigur că am multe întrebări pe care îi le pun personal lui Dumnezeu. Doamne, de ce ai îngăduit? Intenționez, ca să vă zic în câteva cuvinte, intenționez, dacă Domnul ajută, să-mi pot aduce și familia. Am vorbit cu fratele Daniel, a fost extrem de ospitalier cu mine și m-a susținut, m-a ajutat, nu sunt singur, am aflat ulterior, slavă Domnului, vreau să-mi binecuvânteze. Și sigur, e o perioadă extrem de grea, dificilă pentru mine, mi-a pus foarte multe întrebări. A fost, cred că, aproape 2 luni de zile în care n-am avut de lucru, am stat în cameră, am avut timp să meditez și am zis,
Ok, am avut timp să mă gândesc la fiecare detaliu din viața mea. Și ce e frumos este că Dumnezeu m-a pregătit, să zic, oarecum, când fratele Daniel mi-a zis că o să fiu pus să slujesc, am zis, Doamne, Tu ești acela care poți să dai cuvânt. Am zis că, dincolo de experiența noastră, indiferent câți ani avem pe calea pocăinței, dragii mei, e atât de important atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să lăsăm pe El, în suveranitatea Lui să vorbească în raport cu nevoia fiecăruia din noi. Amin? Și mi-aduc aminte de un episod, de o secvență, din viața oamenilor consacrați de Dumnezeu în slujire. Și mă refer la preoți. Nu știu dacă vă aduceți aminte un detaliu obscur, nebăgat în seamă, dar Dumnezeu, spre deosebire de ceilalți slujitori care veneau în templu în Vechiul Testament, pentru preoți aveau un statut aparte și, sigur, niște principii aparte rezervate lor. Unul dintre ele era că, spre deosebire de ceilalți închinători, ei nu aveau voie să vină îmbrăcați cu haine de lână, ci vestimentația consacrată în vederea slujirii lor era una de cânepă, de inimă. Ei nu aveau voie să vină spre deosebire de ceilalți oameni. Și mi-am dat seama, m-am gândit, de ce, Doamne, Tu pui și obstrucționezi, să zic, o anumită vestimentație? Noi știm că lâna produce multă căldură, prin urmare, multă transpirație. Și era inconfortabil. Noi știm că transpirația este inconfortabilă și miroase greu. Miroase urât. Preoții trebuiau să vină îmbrăcați în veșminte de in. Ele nu produceau așa ceva. Și m-am gândit că slujirea noastră trebuie să fie una sub călăuzirea lui Dumnezeu. Când noi facem slujirea prin puterea noastră, vreau să vă spun întotdeauna, firea umană miroase greu. E adevărat sau nu? Indiferent în ce domeniu și în ce sector de slujire sau activitate facem noi în Împărăția lui Dumnezeu și în biserică. De aceea Dumnezeu se întâmplă ca orice lucru să-L facem prin puterea și călăuzirea lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să revenim la text. Este un text, cum spuneam, cunoscut și în seara aceasta vreau să vorbesc în câteva cuvinte, pentru că mi-au rămas foarte puțin, nu știu exact cum un ceas, despre lucrarea unor eroi necunoscuți. Sigur că în momentul în care ne gândim asupra Scripturii există foarte mulți eroi. Dacă uităm în Vechiul Testament, unul poate cel mai proeminent personaj al Vechiului Testament și un erou în același timp, a fost Moise. Moise, a căror viață se împarte în trei etape, atât de 40 de ani. Vă aduceți aminte prima etapă în care a fost la casa lui Faraon, a crescut acolo, sub educația, sub pregătirea intelectuală a preoților din vremea aceea. După care Dumnezeu îl cheamă și îl trimite prin niște circumstanțe neprevăzute de el, neanticipate de el. Râna pentru poporul lui aduce eliberarea. Are sentimentul acesta de național. Ei erau contrații lui. Când a văzut în modul nedrept în care egiptenii și exercita autoritatea asupra fraților lui, un spirit și un sentiment național dintr-o dată l-a cuprins și a zis, acum a sosit momentul să aducă eliberarea acestui popor. S-a năpustit asupra unui egiptean și spune Scriptura că l-a omorât. A doua zi când a venit, și-a dat seama că a fost dat de gol, și știți foarte bine detaliile, nu insist asupra lor, cert este că Dumnezeu, prin acele circunstanțe, l-a trimis în pustie. Moise, e foarte bine că tu vrei să eliberezi poporul. Dar felul tău în care vrei să o faci, nu este după voia mea. Nu exprimă voia mea, nu prin înțelepciunea ta, nu prin puterea ta, nu prin forță, nimic din ceea ce este al tău. Am să te duc în pustie și acolo se pregătesc alți 40 de ani. Și după 40 de ani Dumnezeu l-a chemat. Și a zis, acum este timpul ca tu să aduci eliberarea poporului. Dar nu așa cum ai făcut acum 40 de ani. Atât în cap la egiptean, ai încercat să-l ascunzi de nisip, nici pe ăla nu i-a spus bine că l-au văzut ceilalți și te-au dat de gol. Hai să-ți arăt eu cum se ascunde o armată întreagă și unul să nu se mai vadă. Amin? Și
Și după aceea le spune Scriptura că a urmat o a treia etapă, da, de slujire a lui. Sigur că Biblia este plină de eroi, putem culmina cu cei 12 apostoli, cu Ioan. Și cel mai mare erou al Scripturii rămâne în ultimă instanță Domnul Iisus Hristos, să vii să fie numele Lui. Dar textul din seara aceasta ne vorbește despre un pasaj cotidian în care ne vorbește Biblia despre patru bărbați care s-au îmbuit de a face o lucrare. O lucrare atât de măreață încât a rămas, sigur, cu eco peste generații, peste sute și mii de ani. Știți ceea ce m-a intrigat pe mine în momentul în care am citit acest text? Am zis, măi, dacă tot au făcut o lucrare atât de frumoasă, prin intermediul care Dumnezeu a dat vindecare, a dat eliberare, a dat vindecare unui slăbănou, de ce n-a pus acolo, de ce n-a pus numele acelor patru personaje? Și m-am gândit, nu e corect. Trăim într-o lume care vrei să fii cunoscuți. Cum? Cum s-a întâmplat asta? Și dacă acești patru eroi, despre care vreau să vorbesc în câteva minute, nu li s-a dat niciun nume. Cred că nu greșesc dacă încercăm să le punem noi în seara aceasta, fiecare dintre ei. Și m-am gândit într-o formă foarte simplă. La primul, m-am gândit să-i punem numele Compasiune. Numele Compasiune, primului bărbat din acei patru. Și am zis, de ce? Pentru că stau și mă imaginez situația acelui slăbănou. Un om lipsit de orice ajutor. Un om care trăia din circunstanțele vieții, un om care trăia la mila și la îndurarea celorlalți. Și am avut asta vreme de câțiva zeci de ani de zile. Până într-o zi în care un om, un bărbat, nu-i dă Dumnezeu Scriptura nume. Nu știu dacă era un bărbat tânăr sau în vârstă, cert este că omul acesta a avut atâta milă și atâta compasiune pentru el, când l-a văzut acolo, încât efectiv el n-a mai putut să continue să treacă nepăsător pe lângă problema acestui om. Și a zis, vreau să mă opresc. Omule, vreau să te ajut cu ceva. Atâta dragoste, atâta compasiune a avut pentru el, încât n-a mai putut să plece de lângă el. Și m-am gândit că unul dintre lucrurile indispensabile pe care Biserica trebuie să le aibă astăzi pentru cei nemântuiți este tocmai acest lucru. Compasiunea. Să ne pese pentru oamenii care nu-L au pe Hristos și merg cu grămada în el. Ne pasă de ei, dragii mei. Asta este unul dintre ingredientele pe care orice Biserica lui Dumnezeu trebuie să le aibă. Și la nivel personal, Doamne, vreau și am nevoie de această compasiune pentru oamenii înainte de a merge să le vorbesc despre tine. Vreau să vă spun, Dumnezeu nu ne va judeca după fapte. Atenție ceea ce vă spun. Nu o să pot să vin înainte Dumnezeu să spun, Doamne, știi, am trăit 40, 50, 80 de ani, tu știi câte fapte bune am făcut. Am dat de pomană de la ciorap până la pălărie. Am făcut cu tare, am făcut cu tare. Oh, zice, oprește-te, zice. Oprește-te, toate astea le știu. Un singur lucru vreau să te întreb. De ce ai făcut aceste lucruri? Dumnezeu judecă mai mult decât faptele noastre. Dumnezeu judecă motivațiile care sunt în spatele acțiunilor noastre. Are cineva idee de ceea ce spun? S-ar putea ca oamenii sau în fața lor să pledez ca fiind un om religios, un om cum se cade, un om care merită tot respectul din partea comunității. Însă, dincolo de aceste aprecieri pe care, relative pe care oamenii le dau, vreau să vă spun că e un Dumnezeu care judecă motivația și firea fiecare acțiune a vieții mele. De aceea mă rog în această seară ca Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste pentru cei nemântuiți. Se mai gândește cineva la asta? Avem foarte multe proiecte, foarte multe acțiuni, foarte mult activism în biserici. Vrem să facem aia, vrem să facem aia. Dumnezeu să se uite la care e motivația acestor oameni. Și dacă în spatele acțiunilor noastre nu există această compasiune și dragoste pentru cei nemântuiți, nu rămâne decât multă transpirație, iertați-mi expresia. De aceea, în seara aceasta, mă rog ca Dumnezeu să pună în noi pasiune, să pună în noi dragoste. Oamenii aceștia au avut milă pentru acest
bolnav. Și fiecare dintre ei a constituit, dacă vreți, o piesă din acest angrenaj. Fiecare dintre ei. Erau acolo preoți care nu își limitau, întreaga lor slujire, doar mergând în fiecare zi la templu, rugându-se și spune: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ticălosul, ca vameșul, ca păcătosul ăsta și sunt sfânt înaintea ta. Stau să și mă gândesc câți dintre noi, întreaga noastră slujire de peste săptămână nu se rezumă decât doar la mersul la biserică, la un îndemn la rugăciune și la multe activități cu caracter religios. Iertați-mă. Cred că Dumnezeu ne cheamă seara aceasta să facem un moment și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mai avem încă alți bărbați, celui de-al doilea bărbat, m-am gândit să-l, în fine, drept, dacă lui mi-am pune un nume, și celui de-al doilea m-am gândit că ar fi bine să-i punem numele Viziune. Vedeți, dacă primul a avut atâta pasiune, a dat compasiune pentru cel, de la un moment dat când a văzut pe cel plecat și pe cel bolnav, cel de-al doilea a zis: wow, ce se întâmplă aici? Vreau să știu. Și îmi imaginez că cel de-al doilea bărbat s-a oprit și a zis: ce se întâmplă aici? După ce a ascultat experiența slăbănogului, după ce a ascultat motivația acelui om care se oprise, a zis: ok, apreciez ceea ce faci tu. Îți pasă de ce stau. Văd lacrimile tale, văd că ești atât de afectat. Dar asta nu o să-l ajute cu nimic dacă te oprești aici. Celui de-al doilea bărbat m-am gândit să-i pune numele Viziune. Pentru că cel de-al doilea bărbat a venit cu o viziune și a zis: iau o viziune pentru acest om. Și viziunea mea pentru acest om este să-l ducem la Iisus Hristos. Cunosc în cetate un om care are puterea să schimbe viața acestui om. Se aducă vindecare. Și dorința mea și viziunea mea este să-l aducem la Iisus Hristos. Înțelege sensul acestor cuvinte. Dragii mei, îi putem aduce ușor pe oameni la înseamnă. Dacă fratele Daniel, duminica viitoare, organizează o evangelizare. Și, fraților, fiecare am aici câteva pliante, vă rog frumos, fiecare luați cel puțin câte 5 împărțiți, aduceți aici 5 oaspeți la biserică. Vin duminica viitoare, sigur, nu reușesc 5, dar 3 tot aduc. Și în momentul când intru, chiar dacă intru ca acolo prin spate, merg așa de braț cu ei și spun: frate Daniele, sunt aici. I-ai văzut, nu? I-am adus, sunt 3 oaspeți, bifează. După ce i-am adus, sigur, oamenii sunt marcați, sunt atinși. După ce am adus acei 3 oameni, le mulțumesc pentru că au fost drăguți și au răspuns invitații mele, dar după aceea nu mă interesează de ei. Important e că pe mine m-a văzut păstorul, mi-a făcut datoria, dragii mei. Aduce pe oameni la Iisus Hristos nu înseamnă să-i aduc doar la biserică. Uneori să aduci un suflet la Iisus Hristos implică mult mai multă responsabilitate. Poate cineva mă înțelege seara aceasta. Înseamnă probabil ani de zile de post, de rugăciune, să mă ocup de creșterea lui și să fiu un mentor, un părinte spiritual. Nu doar să-i aduc aici în biserică și apoi să-i părăsesc să nu pese de ei. M-aude cineva în seara aceasta? M-aude cineva în seara aceasta? Omul acesta, viziunea lui nu a fost să aducă la o religie, la o denominație. Știa că toate aceste religii, toate aceste denominații sunt lipsite de putere de a face ceva unui om care să dea de 10 de ani paralizat acolo. Știa că singurul care poate să facă, poate vrea ceva pentru el, este Iisus Hristos Domnul. Vreau să vă spun că lucrurile nu s-au schimbat, dragii mei. Nu știu dacă este o veste bună sau o veste rea. Realitatea aceasta continuă să fie încă și astăzi. Singurul care poate să dea vindecare, care poate să schimbe viețile oamenilor, este Iisus Hristos Domnul, să fie în numele Lui. Aleluia! Continuăm cu această imagine și vine un al treilea bărbat, la care m-am gândit să-i punem și lui numele. Sunteți de acord? Cel de-al treilea bărbat m-am gândit să-i punem numele Acțiune. A zis: mă, oameni buni, eu văd că tu stai aici și plângi de câteva ceasuri de el, îl tot compătimești, aproape că l-ai dus într-o depresie și mai mare decât o avea. Celălalt, ai o viziune că vrei să-l duci la nu știu unde, la Iisus Hristos. Păi eu m-aș întreba, de ce mai stați? Cel de-al treilea bărbat m-am gândit să-i pune numele Acțiune. Omul acesta
A avut acest spirit de inițiativă, o viziune fără compasiune și acțiune este o viziune moartă, dragii mei. Am să repet. O viziune fără compasiune și acțiune este o viziune moartă. M-aude cineva? Cel de-al treilea bărbat a zis, ok, s-a suplicat, hai să luăm pe acest bărbat și să mergem cu el. Dar nu după multă vreme, spune Scriptura, vin un al patrulea bărbat. M-am gândit că ar fi bine să îl botezăm și să-i punem și lui nume. Și celui de-al patrulea bărbat m-am gândit să-i punem numele Curaj. Și știți de ce? Pentru că în momentul în care ei au ajuns acolo, la Domnul Iisus Hristos, s-au confruntat cu o problemă. Știți care a fost problema? Domnul Iisus Hristos spune că era îmbulzit de roade, de noroade, casa era plină, nu putea să ajungă nimeni la el. Așa că cel de-al primul bărbat a început din nou, wow, cât de mult mi-aș fi dorit ca ceva să se întâmple, atât de mult m-am rugat, atât de mult am plâns pentru omul ăsta. Cel de-al doilea bărbat viziunea, zis, oh, și eu știi foarte bine, asta a fost viziunea mea. Dar uite că lucrurile ni s-au încurcat. Cel de-al treilea bărbat, curaj, măi, am avut curaj, venim cu ei, dar uite ce se întâmplă, noi suntem în fața unei situații imposibile. Cel care era acțiune, dar cel de-al treilea, cel de-al patrulea, bărbatul căruia a pus numele curaj, a zis, nu-i nimic. Eu am să mă duc să sparg acoperișul pentru a să servim cu curaj. Iertați-mă, mult dubeu. Cum? Adică imaginați-vă noastră, dacă ați fi într-o situație de genul ăsta, mă duc să-i sparg acoperișul fratelui Marcel. Cred că aș fi încurcat pe rău de tot. Și să-l bag pe om pe acolo. Pentru asta să te un curaj. Și mă gândesc, dacă nu cumva, și acest element, dragii mei, este ceea ce lipsește de multe ori în Biserica lui Iisus Hristos. Începe să ne fie frică. Tot mai mult se emit tot felul de legi care încearcă din răsputeri. Să obstrucționeze nu doar libertatea noastră de expresie și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Începe să ne se fie, să ne fie teamă, să văd la orizont tot felul de lucruri. Vreau să vă spun, Biserica lui Dumnezeu este antrenată în două lupte, dragii mei. Lupta este pe două fronturi. Primul front de luptă este că noi trebuie să mergem afară. Acel săvănoc reprezintă oamenii, societatea paralizată de astăzi. Și Biserica este chemată plină de compasiune, să fie plină de viziune, plină de acțiune și de curaj și să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Amin? Acesta este una dintre luptele, dintre fronturile pe care Biserica merge. Și pentru că spuneam mai devreme, peste 15 ani am lucrat în lucrare de plantare de biserici. Vreau să vă spun un lucru. Sunt două fronturi. Este o luptă pe care noi o ducem în raport cu lumea afară pentru mântuirea celor necredincioși. Dar mai există o a doua luptă, o a doua categorie. Și cea de-a doua luptă se ține știți unde? Aici, în biserică. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Ce zice dumneavoastră? O biserică care este plină de compasiune, de viziune, de acțiune, de curaj, este o biserică invincibilă. Au început cu îndrăzneală, au vorbit cu oamenii, au plantat biserica de la 5 la 10, de la 10 la 100, de la, știu eu, a ajuns la un număr frumos și am zis, suntem acum invincibili. Avem și viziune, avem și pasiune, avem și acțiune, avem curaj, avem de toate. În momentul în care biserica transferă anumite sau traversează anumite etape în creșterea ei, fie ea și numerică, dintr-o dată, fiți foarte atenți, începe războiul, nu cu lume. Diavolul își mută acțiunea aici, în interiorul bisericii. Și o să vedeți că lucrurile se schimbă totalmente. Trec câțiva ani de zile, 5 ani de zile, am început cu un slăbănoc, astăzi suntem 100, slavă Domnului, ne bucurăm, Domnul de har. Dar dintr-o dată, după ce biserica se conturează în această manieră, simte nevoia să se organizeze într-o formă, să zic, o rânduială, cum spunem. Și atunci, cineva
simte nevoia să spună ceva. Se ridică în mijlocul bisericii și se ridică primul bărbat. Și zice, măi, fraților, știți, noi am început lucrarea acum câțiva ani, eram doar câțiva. Acum biserica a crescut, slavă Domnului, și vă aduceți voi aminte cum a început lucrarea? Da, frate, știi cum să merg. Vă aduceți voi aminte câtă pasiune, câtă compasiune am avut noi pentru orașul acesta, cât pasiunea și mila pentru oamenii din orașul acesta m-a mâncat atât de mult, că n-am putut să trec nepăsător pe lui. Și am vorbit unui, am vorbit celui de-al doilea și a luat ființă biserica aceasta. Și acum e momentul în care să ne organizăm și cred că ar fi momentul în care voi să mă urmați pe mine. Fiți foarte atenți. Cel de-a doua luptă. Dintr-o dată se face liniște în biserică. Și se scoală cel de-al doilea frate. Și zice, o, stai. Ceva nu e. Probabil că n-am pus să înțelegi bine. Fraților, e adevărat ce a zis fratele. Dar la fel de adevărat este că acum câțiva ani când Dumnezeu m-a cercetat și am trecut acolo pe lângă El, eu am fost singurul în biserica aceasta care am avut viziune. Și viziunea mea a fost să ducem la Iisus. Prin urmare, cred că este bine, nimerit și drept ca voi să-mi urmați pe unii. Deja liniștea începe să plutească în biserică, se ridică cel de-al treilea bărbat. Fraților, vă rog frumos să mă iertați. Trebuie să intervin. Mi-aduc aminte și de compasiunea voastră, mi-aduc aminte și de viziunea voastră, dar până n-am venit eu, mă, fraților, în biserica asta, eu care am fost întotdeauna omul de acțiune, vă duceți aminte că eu am fost cel care m-am implicat în atâtea lucruri. N-am să pun nimic ca oameni buni. Trebuie să recunoașteți asta. Și tensiunea începe să crească. Și la un moment dat se urcă, se ridică în cele din urmă cel de-al patrulea bărbat. Și cel de-al patrulea bărbat zice, fraților, aduceți-vă aminte că n-ați făcut nimic. A stat în fața unei situații pe care n-ați putut-o depăși eu până n-am venit eu. Pentru că totdeauna eu sunt omul curaj aici în biserica asta. Aduceți aminte că orice proiect care apare, voi îl nărâiți. Odată ce apare, o altă îl și nărâiți. Dar eu sunt omul curaj întotdeauna. Omul care a fost plin de curaj în biserica și în lucrarea aceasta, eu sunt. Prin urmare, cred că eu ar trebui să fiu urmat. Și m-aș vrea să vă întreb. Care dintre acești bărbați ar trebui să fie urmați? Are cineva o idee? Părere? Datorită căruia dintre ei acest slăbănoc a fost vindecat? Datorită la primul, cel de-al doilea sau cel de-al treilea sau cel de-al patrulea? Vreau să înțelegem, dragii mei, un lucru și vreau ca cuvântul acesta să plecăm cu el în minte și cu el în drum în seara aceasta. Acel slăbănoc a putut să fie vindecat datorită unității acestor patru bărbați. Poate cineva mă aude în seara aceasta. Amin? Mesajul pe care vreau să vi-l transmit din partea lui Dumnezeu este că Dumnezeu vă prețuiește pe fiecare dintre voi. Fiecare dintre voi sunteți la fel de prețioși în înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre voi aveți o slujbă sfântă și o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Să nu uitați că acel orb n-a fost dus pe o targă, așa cum se duc astăzi oamenii în salvare, în spital. A fost dus pe o pătură. Pătura aceea, știți câte colțuri avea? Dacă bine stau să mă gândesc, cred că avea patru colțuri. Fiecare dintre noi trebuie să acoperim un colț din lucrarea acestei biserici. Amin? Sau trebuie să acoperiți un colț. Vreau să vă spun, ceea ce vă cheamă Dumnezeu este să prețuiți locul acesta. Să prețuiți și să înțelegeți că Dumnezeu vă binecuvântează pe fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare aveți o slujbă și o responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să susțineți acest slujitor pe care Dumnezeu i-a chemat într-un mod special. Să vă rugați pentru biserica aceasta și doar prin unitate Dumnezeu vă va da nu doar o clădire nouă, ci cred că vă va da oameni noi. Amin? Amin. Acesta este gândul pe care vreau să vi-l transmit și apoi să vi-l transmit în seara aceasta. Dumnezeu îndeamnă biserica aceasta la unitate. Și să încep prin mie, cum spunea și fratele Miza,
o altar din familia mea și să încep să mă rog și să mijlocesc înaintea Lui Dumnezeu pentru biserica în care m-a chemat. Amin? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi.